Bună seara, dragii mei! Sunt Maria, reprezentant la compania Snap din Austria, după cum toată lumea știe, și azi am preferat să facem niște colaci. O să vă arăt niște colaci. Aluatul este aici, deja am făcut o parte din ei, aici în tavă, da? Se văd niște cornulețe. O să facem niște cornulețe, o să vă arăt imediat. O secundă, că mă duc să-mi iau ceva din frigider. Am aici niște legume înghețate. O să facem cornulețe cu legume înghețate, da? Am făcut și bine. Și aici am făcut tot cu legume înghețate, dar nu pot termina pachetul și o să facem iară niște cornulețe cu legume înghețate, dragii mei. Pot să fie legumele fierte, eu le-am înghețate de data asta. Nu le-am fierte proaspete, le-am din frig congelator. Ok? Să umplem cornulețele. Se vede ce fac, sper că se vede ce fac. Aluatul este foarte moale, foarte, foarte fraged. L-am lăsat la dospit, bineînțeles. Și acum o să facem niște cornulețe cu legume. Hopala! Se prinde că este foarte, foarte, foarte moale. O să mai pun un pic de făină. Foarte, foarte, foarte puțină făină, nu vreau făină multă, că vreau să rămână fraged. Aici este aluatul dospit, da? L-am lăsat vreo 40 de minute la dospit. Simplu, l-am făcut apăsare. Foarte simplu, pentru că nu trebuie să fie gras. I-am pus făină integrală, da? Să știți că am pus făină integrală. Nu e scumpă la prețul cealaltă, acum toate s-au scumpit. Cu capac o să fac rotund, ok? O să-l fac rotund. Ca să fie la fel cornulețele, ok? Să nu fie unul mai mare și unul mai mic și o să iau afară tot ce am tăiat de pe el, de pe margine și o să pun acolo. Nu vă trebuie nu știu ce scule să aveți. Se poate găti foarte ușor, așa că cu ce aveți la îndemână, ok? Eu folosesc capacul de la oală, foarte simplu. Are orice gospodin acasă și îl tai în patru. La legumele astea, care sunt mai multe la un loc, tai doar în patru. Se vede ce fac, da? Și o să pun legume. Se vede, da? Și o să le coc la cuptor. O să-i pun un pic de sare, piper, o secundă. Punem un pic de sare, piper, facem la cuptor și gata. Astea sunt cornulețe sărate, nu sunt cornulețe dulci, ok? Și bineînțeles că o să... este mazăre, morcov, ceapă, de toate este aici înăuntru. Și o să le facem la foc foarte mic, 40 de minute, ok? Până când se coc și 40 de minute, 45, chiar mai mult, până să fac și legumele. Legumele nu le trebuie mult, știți că legumele... La legume nu le trebuie mult până se facă. Sunt și ciuperci, bineînțeles. Mazăre ciuperci. Ardei gras. Legume. Un pic de sare, un pic de piper. Pun la fiecare extra. O să fie niște cornulețe sărate. O să fie ceva foarte delicios. Le puteți mânca cu un sos, dacă vreți. Sau pur și simplu goale. Pur și simplu le mâncați goale. Ok? Am făcut deja aici o grămadă de cornulețe, nu știu dacă se văd. E aproape plină tava, da? Se văd, da? Cu legume. Sunt cu legume. Încercați-le. Lăsați-le să crească pe, în tavă un picuț. Pe urmă le dați cu ou, care cum vreți să le faceți, le dați cu ou. Și bineînțeles că pe urmă le băgați la cuptorul, prea încălzit sau cum vreți voi. Și le lăsați la foc normal, mediu, așa, 40 de minute, dacă vedeți că sunt prea roșii deasupra, ori dați focul mai încet. Dar cred că 40 de minute e suficient. Eu o să vă fac poză când sunt gata și bineînțeles că vă invit să și gustăm împreună, ok? Toate cele bune. Ciao, ciao! Vă arăt poza când este gata. Numai bine, seara minunată!